Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Spunem Cum, ediție care poate fi urmărită atât pe Facebook sau YouTube, cât și pe site-ul nostru a7tv.ro. Avea doar 11 ani când și-a pierdut ambele mâini. De atunci s-a rugat neîncetat lui Dumnezeu pentru mâinile care îi lipseau atât de mult, fiind convins că într-o zi se va întâmpla o minune. Astăzi este cu adevărat un om împlinit alături de familia sa frumoasă. Vă invit să aflați povestea lui Sergiu Nichescu. Am urcat la vreo 4 metri înălțime și de acolo am căzut și în cădere în aer m-am prins cu mâna stângă de împământare și cu mâna dreaptă de firul de curent. Practic curentul a trecut prin mine, a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. Și m-au pus într-un pat cu gândul că oricum o să mor în 24 de ore. Eu m-am gândit că dacă ar fi pus semnul să stea luna pe cer, ar fi stat. Sau soarele, ăsta s-ar fi împlinit. Dar ca doi părinți de fată să zică în dreptul fetei lor, da, draga mea, sunt de acord ca să te măriți cu un om fără mâini. Wow! Ne-a dat Dumnezeu 3 copilași, o fetiță de 19 ani, un băiat de 14 și încă unul de 12. Să vă trăiască! Și dacă îi adun pe toți, îs practic 4, ori 2, 8 mâini, ca în Vechiul Testament. Știi, în Vechiul Testament, când cineva ți-a luat ceva, trebuia să-ți dea înapoi împătrit. Adică de 4 ori trebuia să-ți dea. Și m-am gândit că Dumnezeu mi-a luat 2 mâini, dar mi-a dat 8 înapoi. Ați spus că soția dumneavoastră este cea mai bună femeie din lume și cineva a îndrăsnit să vă contrazică. Dragii mei, astăzi vă invit să cunoașteți povestea emoționantă a lui Sergiu Nichescu, o poveste care nu ne poate lăsa indiferenți atunci când vine vorba despre mulțumire și recunoștință, mai ales atunci când viața nu este cea mai dreaptă cu noi. Bună seara și bine ați venit la Spunem Cum! Bună, mă bucur că ne-ați invitat aici. Eu v-am urmărit pe YouTube, să știți, înainte să vă invit și înainte să ne întâlnim. V-am urmărit pe YouTube pentru că am vrut să știu cum gândiți, cum vorbiți și cum vedeți, cum vă raportați la viață. Deși nu aveți mâini, sunteți un om atât de viu și vorbiți atât de frumos în fața celorlalți. Cum reușiți să faceți asta? O, de obicei, să știți că nu vorbesc mult. Eu așa mi s-a părut. Da. Da. Prin faptul că am rămas fără mâini de la 10 ani, am fost pus de multe ori în situație să spun ceva, să încurajez pe cineva și am văzut că merge, că e ok. Avem atâtea experiențe și atâtea situații în care oamenii au fost pur și simplu încurajați doar prin... Poate chiar doar printr-o imagine nu trebuie să spun multe lucruri. Da. Știu că povestea, de fapt, povestea dumneavoastră de viață începe de mic copil, de la 10 ani, dacă bine mi-amintesc, când ați rămas fără părinți. Cum s-a întâmplat? Da, am rămas orfan de tată de la 8 zile, practic. Tatăl meu m-a părăsit, pe mine, pe mama mea. Am fost înfiat de bunici și bunicul meu a murit când aveam un an jumate și practic am rămas a doua ori orfan și am crescut cu bunica. Bunica a început să meargă la o adunare din oraș, orașul Orșova, un oraș la granița cu Serbia, pe timpul lui Ceaușescu. A început să meargă la adunare acolo, mi-a luat pe mine și pe fratele meu, de fapt verișorul meu care a fost înfiat de bunici. Și eu la fel am fost înfiat, deja eram frați, am devenit frați. Uh-huh. Și am început să mergem cu bunica la adunare de la 8, de la 9 ani, cam așa. Da. Toate au fost bune, frumoase, până în momentul când bunica mea s-a hotărât să-l urmeze pe Domnul și în apa botezului. Și atunci cei din casă, cei din familie au convins-o că de fapt nu are nevoie de asta.
Au încercat să o convingă sau au reușit convins-o, să o convingă? Da, au reușit, da, spunându-i că n-ai păcătuit, n-ai dat în cap la nimeni și nu are rost de ce să faci asta și ea a renunțat. Și mai mult de atât ne-a oprit și pe noi copiii, pe mine și pe fratele meu ne-a interzis să mai mergem la adunare. Nouă ne plăcea așa de mult că am învățat să cântăm în adunare. Deja cântam și câteva cântecele la pian și era așa, era foarte frumos. Și ce ați făcut până la urmă? Ați continuat să mergeți, chiar dacă ei v-au interzis? Da, eu și fratele meu, duminicile furam din dulap hainele noastre cele mai frumoase și fugeam la adunare. Da, a fost... Da, 3 luni după ce bunica mea a încetat să mai meargă la adunare, exact la 3 luni, pe 13 august 1980 am avut accidentul. Despre ce este vorba? Ne puteți povesti puțin cum s-a întâmplat? Da, m-am urcat pe un stâlp de înaltă tensiune, pe un transformator, practic, prin care trec peste 20.000 de volți. M-am urcat la vreo 4 metri înălțime și de acolo am căzut și în cădere în aer m-am prins cu mâna stângă de împământare și cu mâna dreaptă de firul de curent. Practic, curentul a trecut prin mine. A intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. Dacă nu mă prindeam de pământarea și mă prindeam numai de firul de curent, mă carboniza pe loc. Dar pentru că m-am prins prima dată de împământare și apoi de firul de curent, curentul a intrat prin mâna dreaptă, a ieșit prin mâna stângă și a carbonizat extremită intrarea și ieșirea. Și mâna dreaptă și mâna stângă a carbonizat până la os. Practic, până și osul a fost carbonizat. M-a aruncat de la 4 metri sau cât era distanța, m-a aruncat jos și toată lumea a crezut că a murit. Cineva, așa știut ei, atunci m-au luat în brațe repede, m-au dus în grădina unui vecin, m-au îngropat în nisip, că ziceau ei că dacă mă acoperă cu pământ sau nisip, se scurge curentul din mine și m-au îngropat în nisip până la gât, apoi m-au dus la spital și soluția doctorului de atunci a fost, n-are rost să trăiască, oricum va muri, va trebui să-i tăie mâinile și m-au trimis la Timișoara, pentru că Orșova e un oraș mic și aici aceeași soluție pe care a dat-o doctorii și au încercat să o convingă pe bunica mea și pe mama mea că nu are rost să trăiesc. O să fie o povară pentru familie, pentru societate. I-a spus, spunea la maica mea, las că oricum o să faci alți copii și nu are rost să trăiască. Așa gândește-te că va trebui să fie ajutat toată viața, va trebui să... Cum să vezi un om trăind fără mâine? Adică... Și m-au pus într-un pat cu gândul că oricum o să mor în 24 de ore. Doamne! Ia. Și au așteptat 24 de ore și nu s-a întâmplat. Aștepta 48 și nimic, aștepta 3 zile și nimic. Și asta a fost de joi până duminică, de practic 5 zile. Și luni dimineața, deja mâinile au dat în gangrenă, gangrena urca în sus. Și luni dimineața în spital au venit... Eu zic, așa îmi place mie să zic, un om trimis de Dumnezeu, deși omul ăsta n-a fost în viața lui într-o adunare. Dar fostul director al spitalului, el era, a ieșit la pensie și spunea el, mărturisea el cu gura lui că de câteva zile n-avea liniște, n-avea pace, n-avea somn, nu știa ce e cu el, pur și simplu. Și a venit acolo în spital luni dimineața și după ce bunica și cu mama mea a explicat situația, el a hotărât și a spus, eu am să-l operez, eu am să-l salvez, peste cuvântul directorului actual, care era atunci. Da, a fost... Aveați vârsta de 10 ani jumate. El m-a operat, doctorul ăsta, directorul Ciobanu, țin minte așa cum se chema, și am stat 3 luni în spital, într-adevăr, momente... Dacă mi-e greu să spun, totdeauna când istorisesc viața mea, dacă mi-e greu să spun ceva, asta mi-e cel mai greu. Vă amintiți starea pe care o aveați atunci? Da, au fost dureri pe care nu pot să le spun în cuvinte. Au fost... N-am cuvinte să exprim durerile pe care am trecut. Da, au fost... Cum v-ați împăcat cu gândul că veți rămâne toată viața fără mâini? Asta era și marea lor problemă și până și doctorul spunea la bunica mea, la maică mea,
ne teamă să nu aibă când se va trezi și se va vedea fără mâini, să nu aibă un, un șoc, să nu... Pur și simplu, în momentul când m-am trezit și am deschis ochii și mi-am dat seama că mâinile nu mai sunt, deci în momentul ăla, ca un copil, am ridicat ochii în sus și în mintea mea, în inima mea, m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, eu știu că dacă Tu vrei, Tu poți să faci o minune și să mi le dai înapoi. Deci am crezut ca un copil. Deci pur și simplu am crezut ca un copil. Și au fost ani de zile din viața mea când mă trezeam în fiecare dimineață și mă gândeam, sigur, în dimineața asta Dumnezeu a făcut, dacă nu, mâine așteptam ziua de mâine. Și ia, 19 ani m-am rugat așa. Ați avut o credință puternică totuși. Am avut o credință de copil. M-am rugat ca un copil, ia, și credeam că Dumnezeu va împlini asta. M-am uitat la ei, la viața lor acum. Și să uite ei la viața mea acum. N-am crezut că, îmi spunea cineva, n-am crezut că pot să invidiez un om fără mâini. Wow! Wow! Și au trecut ani, ați atins vârsta de 18 ani, ați mers în Austria pentru niște proteze pe care le-ați primit, nu? Da, au fost ani, de la 10 ani până la 17 ani jumate, au fost... 7 ani și un pic, an în care m-am răzvătit împotriva lui Dumnezeu. M-am certat cu Dumnezeu din orice motiv, cum se spune. Adică vedeam oameni care în mintea mea și în opinia mea nu meritau dragostea lui Dumnezeu, oameni care îl bagiocoresc pe Dumnezeu, oameni care îl înjură pe Dumnezeu, oameni care trăiesc în tot felul de lucruri și ăsta era un motiv să-i spună Dumnezeu, vezi, ai greșit. Tu care nu greșești niciodată, uite, de data asta ai greșit. Uite-te la oamenii ăștia, uite cum trăiesc, uite cum vorbesc, uite cum își bat nevestele, uite cum... Și toate lucrurile astea erau motive pentru mine să-i zic lui Dumnezeu, să, ca și cum aș fi vrut să-L conving pe Dumnezeu că El care nu greșește, uite, a greșit de data asta. Că eu, care pur și simplu nu-mi doream decât să am înghețat în mână, da? Era 35 de grade afară, nu puteam. Eu care nu-mi doream decât să mă duc să fac baie ca ceilalți copii în Dunăre, că am crescut la Dunăre, nu puteam. Nu puteți. Și lucrurile astea toate mi s-au adunat așa ca o răzvrătire în inima mea și am zis, Dumnezeu, ai greșit. Și 7 ani a fost cearta asta, lupta asta cu Dumnezeu, până într-o zi când am înțeles cu adevărat că Dumnezeu nu greșește, dar nu așa numai la nivelul minții, am înțeles și nu. Mi-am dat seama că Dumnezeu m-a ales pe mine să trec prin asta, că a văzut pur și simplu că pot să o duc. Puteți să o duceți. A fost momentul când m-am simțit, spun asta oriunde, m-am simțit mai tare ca toți din casa mea. A fost momentul când m-am văzut mai sus decât ei toți. Și am zis, wow, înseamnă că Dumnezeu, dacă m-a lăsat să trec prin asta, înseamnă că a văzut că pot să o duc. A fost momentul când Dumnezeu m-a vindecat cu adevărat. Ați spus că Dumnezeu nu greșește niciodată. Emisiunea aceasta se bazează doar pe povești de viață și oamenii acolo pe YouTube, unde rămân emisiunile, sunt oameni care sunt revoltați pe Dumnezeu și le citesc comentarii, le spun că eu nu cred în Dumnezeul vostru pentru că mie mi-a luat copii. Da. Da, totdeauna oamenii au impresia că necazul lor e cel mai mare. Așa este. Deci, eu am avut atâtea experiențe în care... au venit și la mine oameni și mi-am spus, dar de ce așa, dar de ce așa, dar de ce? A fost un moment în viața mea când am renunțat să mai zic de ce. A fost momentul în viața mea când am zis, Dumnezeu, Doamne, știu că Tu, dacă ai îngăduit asta, Tu nu greșești. Și din momentul ăla Dumnezeu m-a vindecat și cum îmi place mie să spun, fără nicio cicatrice. Deci nu mai mă uit în spate niciodată. Uh-huh. Au trecut mulți ani, 30 de ani de atunci. Și nu i-am spus lui Dumnezeu niciodată, Doamne, da, de ce? Am scos din vocabularul meu cuvântul ăsta. Da. E foarte greu să spui unui om. E adevărat că și eu eram în spital, țin minte, și veneau la mine frați din biserică, prieteni care mă vizitau. Unii nu trebuie să spună nimic. De multe ori cuvintele nu sunt cele mai bune în momentele astea.
alții încercau să-mi predice, știi, că Domnul te iubește. Spunea cineva că s-a dus la spital să încurajeze pe cineva și tu, i-a spus, Domnul te iubește. Și ăsta n-a mai putut și a zis, dar să te mai iubească Domnul și pe tine, zice, știi? Adică, lasă predicile. E foarte important, eu am spus la mulți, dacă omul simte, te duci lângă el și stai lângă el, îl încurajezi, fără să-i spui nimic. Fără să-i spui nimic. Ia. Uneori cuvintele nu au niciun rost. Exact. Da. Mi-a rămas o întrebare totuși în minte. Ați spus că Dumnezeu niciodată nu greșește. Și cum putem argumenta asta pentru cei care trec chiar în perioada aceasta prin momente grele și nu înțeleg de ce li se întâmplă lor? Da. Nici eu n-am înțeles până spre... Așa, după mulți ani, când mă uit în urmă, când te uiți în urmă și îți dai seama de ce lucruri te-a oferit Dumnezeu, de ce obstacole, de ce greutăți, de ce pericole, atunci zici, da, într-adevăr, Dumnezeu nu greșește niciodată. Eu m-am uitat la mine, mă știam pe mine, știam temperamentul meu și am zis, ce aș fi fost eu astăzi? Ce temperament? Am crescut într-un mediu, într-un cartier, într-un anturaj foarte nociv, pot să spun. Pot să zic că 80% din cei care locuiau în cartierul meu, toți au făcut pușcărie. Am crescut într-astfel de oameni, într-astfel de copii. Nu mă vedeam departe de ei. Chiar nu mă vedeam. Și m-am uitat la ei, la viața lor acum. Și să uite ei la viața mea acum. N-am crezut că, îmi spunea cineva, n-am crezut că pot să invidiez un om fără mâini. Wow! Wow, da! Zic, cum așa? Zice, da! Zice, mă uit la tine, zice, ești fericit, ai familie, ai de toate, îți merge bine. Și mă uit la mine, zice, spuneau ei. Prin pușcării, prin beții, prin scandaluri, prin divorțuri, prin... Te uiți la sfârșitul vieții lor. Și iată că e destul de ușor de înțeles de ce Dumnezeu... Da, are anumite planuri mai dure cu noi uneori. De ce nu ați putut purta protezele acelea pe care le-ați primit din Austria? Eu am așteptat momentul ăsta. Toată lumea mi-a spus la 18 ani o să mergi în Franța, în Germania, în oricare țară și o să ai proteze. Și am așteptat să treacă anii ăștia ca în armată, știți, mai scriam cât mai este. În momentul când am primit 18 ani, am scris la Crucea Roșie din toată Europa și mi-au răspuns cei din Austria și au zis că vor să mă ajute să-mi pună proteze. A fost, wow, cea mai mare bucurie. A trebuit să iau aprobare de aici, de la Crucea Roșie Română, pe timpul acela să-mi dea voie să plec și o întreagă. Până la urmă m-au lăsat să plec. Am ajuns acolo și când am ajuns acolo, directorul care m-a chemat de la Crucea Roșie mi-a zis, așa, eu te-am chemat ca să-ți fac o viață mai bună, în sensul că să rămâi aici. Dar zice, pentru tine proteze nu te ajută. Deci nu există astăzi proteză care să înlocuiască funcția umărului. Și dacă le aveai tăiată mai jos de la cot, există proteză care e foarte bună, te poți ajuta cu ea. Dar pentru mine, pentru că eu le-am de sus tăiate din umăr, el mi-a spus clar, nu, protezele nu se... Mi-au făcut niște proteze. Eu am refuzat să rămân atunci în Austria. Bunica mea era destul de înaintată în vârstă, ea nu se putea acomoda nicicum. Și mi-am dat seama că dacă rămân acolo cu ea, nu o să fie bine. Și am venit înapoi. V-a demoralizat vestea că nici măcar niște proteze nu v-ar putea ajuta? Da, a fost așa o a doua cădere, pot să spun. Când atunci am realizat, eu până atunci n-am realizat că practic va trebui să trăiesc toată viața așa. Am avut speranța aceea de la 10 ani până pe la 17-18, când am plecat în Austria după proteze, că o să vină ziua aceea când o să mănânc singur, când o să mă îmbrac singur. Visam la ziua aceea. Stăteam seara altădată în pace, mă gândeam cum e ziua aceea când o să mă trezesc dimineața și o să mă îmbrac singur. Lucruri care pentru mulți erau așa de normale, așa și de banale. Da. Dar în momentul când mi-am dat seama că nu o să vină ziua asta, poate niciodată, atunci a fost o... Pot să spun că am avut o dezamăgire cruntă. Dar pentru că îl cunoșteam, pe domnul, în momentul când am plecat în Austria, deja l-am primit pe Domnul în inima mea,
Și am zis, Doamne, Tu care nu greșești și n-ai greșit, știi de ce e și asta. Și am încercat să mă încred în continuare în Dumnezeu, să văd rezolvarea. M-am gândit apoi la postul următor, Dumnezeu îmi va da mâini totuși printr-o soție, dar asta era o piatră și mai mare, o încercare extremă. Pentru că eu mergeam pe stradă, spuneam de multe ori asta, mergeam pe stradă și auzeam băbuțele de pe stradă, cum stau la noi la Lâmbanat, stăteau așa la afară, la bancă, la poartă, se uitau la mine și ziceau, vai, săracul băiatul ăsta, nu-i urât, dar oare o găsit și el o fată? Deci... Și auzeam asta, bunica lui o să moară, maică-sa, mă rog, e cu boli, o să moară și ea, frații lui o să căsătorească. Erați compătimit. O să rămână singur. Deci auzeam încurajarea noastră românilor veșnică, știi? Vai, ce rău îți merge. Deci o să rămâi singur. Deci mă încurajau de foarte tare. Și atunci, pur și simplu, șoapta diavolului, pot să zic, era asta în mintea mea, că o să rămâi singur. Știi? O să rămâi singur. M-am gândit, wow, eu să spun fiicei mele, da, ai binecuvântarea mea ca părinte să te măriți cu un om fără mâini. Ați face asta? Acum da. Dar totuși, așa cum ați menționat și mai devreme, v-ați rugat mult pentru mâinile de care aveați atâta nevoie și iată că Dumnezeu v-a răspuns. Da, și vă rog să ne povestiți cum v-a răspuns. Da, după 19 ani de asta încurajez pe oricine se roagă și ajunge în deznădejde să nu se oprească. Să nu se oprească. Că Dumnezeu într-o zi va răspunde. Da. 19 ani m-am rugat, de la 10 ani când am rămas fără mâini până la 29 de ani. Nu cred că a trecut o zi, să nu zic lui Dumnezeu, Doamne, poate astăzi împlinește asta. Așteptam să vină fata aceea super, super credincioasă, pentru că m-am gândit că lângă un om fără mâini va trebui să stea o fată super, super credincioasă. Eu am crescut în biserică, mă uitam în biserică, vedeam ce este în biserică, vedeam pretențiile fetelor din biserică, vedeam aspirațiile lor, vedeam visele lor și am zis, nu o să mă râd niciodată la nivelul ăsta. Da, credeam că Dumnezeu va duce fata aceea care... Nici nu știam dacă există. Mă gândeam că poate e numai în mintea mea, dar într-o zi de toamnă eram undeva îmbanat într-un sat acolo, la o întâlnire de tineret și acolo am întâlnit-o. A fost ziua când mi-a zis cineva, zice, a venit o fată de la București. De la București. Okay. Și când mi-a zis că, uite, a lucrat cu copiii străzii și... Wow, atunci parcă s-au aprins ceva în mintea mea și am zis, măi, zic, m-am uitat la ea, slăbuță, frumoasă, așa, am zis, păi dacă fata asta a intrat în canale să îngrijească de copiii străzii, să le dea să mănânce, să-i spele, să le tundă părul, să le moale păduchii din cap, să-i spele de râie, wow, înseamnă că e ceva special. E ceva special în sufletul, da, ei. Exact, că nu... Și cum ați abordat-o? Cum ați intrat în discuție? Păi, pur și simplu, mi-a fost teamă să o abordez, dar i-am abordat. Da? Și a vrut să mă încurajeze, că pot să zic că ăsta era job-ul ei, adică job-ul, între ghilimele. Îi plăcea să ajute, să încurajeze. Și ea, când m-a văzut, a vrut să mă încurajeze. Și mi-a zis, uite, vreau să te încurajez și să spun că Dumnezeu are un plan cu tine și să nu dezîndrăjduiești și așa, și așa. Și eu o lăsam să vorbească și atâta m-a încurajat. La un moment dat mi-a venit în minte, zic, acum să o bat cu armele ei, știi? Că, așa cum spune Bile, mergi, satură-te, dar nu faci nimic pentru cel de lângă tine. Eu am lăsat-o să spună și după ce a terminat, i-am zis, uite, tu zici că Dumnezeu are un plan cu mine? El zice, da. Tu zici că Dumnezeu vrea să mă folosească? Zice, da. Păi zic, uite, n-ai vrea tu să fii soția mea? Am spus direct. Direct? Da. Păi, eu știu că Dumnezeu vrea să mă folosească, știu că Dumnezeu are un plan cu mine, dar eu nu pot să fac singur asta. Eu am nevoie de un ajutor. Dacă până și Adam a avut nevoie de un ajutor și Dumnezeu l-a făcut perfect pe Adam și totuși a avut nevoie de un ajutor. A avut nevoie, corect. Da? Înseamnă că și eu am nevoie de un ajutor. Nu vrei tu să fii, dacă vorbești așa frumos, am zis, n-ai vrea să pui în practică, uite, să fii soția mea. Ia seama că am blocat-o, de ce a fost... Deci n-am văzut culorile alea pe fața ei niciodată, deci s-a colorat instant, așa.
Și pur și simplu s-a uitat la mine și a zis, ok, zice, o să mă rog. Am zis, ia uite că o prins, știi? Wow. Da. Și au fost 6 luni așa. Ea după aia mi-a mărturisit că pur și simplu a fost dragoste la prima vedere, da. Deci după 6 luni v-a dat răspunsul că va fi soția dumneavoastră? 6 luni a durat, am luat post și rugăciune în fiecare săptămână, altă dată de 2 ori pe săptămână împreună. Am început să ne vedem așa la 2-3, la o lună de zile. Am început să... Eu m-am gândit că... m-am gândit așa că și dacă Dumnezeu face o minune cu fata asta, nu o să facă cu părinții ei. Deci aici aveam două mari... Vă temeați de... Două mari obstacole. De asta. Și parcă al doilea era mai mare decât primul. M-am uitat la ea, mi-am dat seama că s-a îndrăgostit de mine, mi-am dat seama că a început să... Așa, dar marea mea temere era asta, că o să fie o dragoste din asta de adolescent și trece. Și am zis, Doamne, dacă e de la Tine, atunci pune și în mine și în ea dragostea asta. Și creștea dragostea asta din zi în zi. Îmi place să spun asta și în biserică spun, când eram prieteni, eu mă urcam pe tren la Orșova și veneam cu trenul până aici la București, singur. Și aveam o cămașă așa cu buzunar aici și aveam biletul de la tren aici și venea controlorul pe tren și striga tare, biletele la control. Și când ajungea la mine, eu mă ridicam în picioare și spuneam, uite aici biletul. Și era șocat, și dar cum să iau biletul din buzunar? Zic, domnule, ia-l de aici. Până la urmă îl lua, el îl composta, se mai învârtea pe lângă mine, se ducea în stânga, în dreapta, dar până la urmă tot venea și mă întreba, ce, domnule, dar unde te duci? Cum călătorești așa singur? Păi ai nevoie de apă, vrei la toaletă, vrei cum? Și eu i-am spus, domnule, uite, eu iubesc o fată, o să fie soția mea, aveam nunta peste câteva luni și pentru că o iubesc, mă duc și 12 ore dacă ar fi să... Da, era dragostea asta care a pus-o Dumnezeu și în mine și în ea. Și ea a pus multe semne la rândul ei. Doar că ultimul semn i-au zis, uite, eu vreau ca părinții mei să fie de acord. În momentul când i-au spus că pune înaintea lui Dumnezeu semnul ăsta, eu m-am gândit că dacă ar fi pus semnul să stea luna pe cer, ar fi stat. Sau soarele, să s-ar fi împlinit. Dar ca doi părinți de fată să zică în dreptul fetei lor, da, draga mea, sunt de acord ca să te măriți cu un om fără mâini. Wow! Asta, am zis că nu se va întâmpla niciodată. Nu cred că există părinții aia. Yeah. Într-o zi mi-a povestit că a venit maică-sa la ea în cameră, într-o seară, și a zis, uite, eu știu că tu vorbești cu un băiat. O vedea că sună la telefon și așa. Să-mi spui tot despre acest băiat. Mama ei, o femeie a lui Dumnezeu, un om care pot să spun că ai ce învăța și are 87 de ani acum. Dar e o femeie extraordinară, da. Și mulțumesc că au venit la ea și a spus, eu știu că tu vorbești cu un băiat și un băiatul ăsta e special. Spune-mi tot despre el. Și el a spus, ok, spune, uite, îl cheamă Sergiu de la Orșova, are 29 de ani, e credincios, așa. Zice, nu, mai ai ceva, mai spune. Păi ce să spun, nu spune. Până la urmă a avut curaj și a zis, uite, a avut un accident și a rămas fără amândouă mâini. Atunci, soacra mea a îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu, a început să se roage. Și când s-a ridicat de pe genunchi, s-a uitat la Ligia, la soția mea, în ochi și i-a spus așa, slăvit să fie Domnul că te-a găsit pe tine, fata mea, vrednică să faci lucrarea asta, să împlinești lucrarea asta. Ea cunoscându-și fata. Exact. Atât de bine. Când mi-a sunat Ligia și mi-a spus, uite ce-a zis mama mea, am rămas... Eu m-am gândit sincer, și astăzi mă gândesc, poate o astfel de femeie una la un miliard. Nu îți poți imagina, astăzi avem și noi copii, nu? Ne uităm la copii și am o fată care are 19 ani. În septembrie discutăm face 19 ani. Discutăm. Dar m-am gândit, wow, eu să spun fiicei mele, da, ai binecuvântarea mea ca părinte să te măriți cu un om fără mâini. Ați face asta? Acum da. 100% aș face, pentru că știu prin ce am trecut. Au fost cele mai grele momente din viața mea.
Da. Apoi și tata socru, și el, el a fost un pic sceptic, bineînțeles, ca orice tată de fată, și nu l-am condamnat. S-a gândit că, bun, vă căsătoriți, dar ce mâncați, tu nu poți să lucrezi, ea nu poate să stea cu tine. S-a gândit ca orice om. Ia. Dar Dumnezeu le-a vorbit și lor și le-a spus de sfârșit că asta e voia lui Dumnezeu. Și a fost o nuntă cu binecuvântarea părinților. A fost, cred că, cea mai frumoasă nuntă din orașul nostru. Toată lumea să vadă pe Ligia, pentru că ei se întrebau așa, pe mine mă cunoșteau toți. Și ziceau, măi, ziceam, o zică sensuală Sergio. Și ziceau prietenii mei, da. Auzi, dar zice, ce cu fata asta? Nu vede, n-aude, o fi de la țară, n-a văzut ca la ferată. Nu, ce e normal, e sănătoasă. Deci când au văzut-o, ei pur și simplu veneau, Ligia n-a putut să stea la masă nici măcar 5 minute să mănânce. Totdeauna m-a chemat cineva afară, două să vedem și noi, parcă era... Nu le venea să creadă, da. Când e într-o biserică, i-a spus la soția mea, zice, să știi că te invidiez, zice, soțul tău n-are mâini, dar nu te poate îmbrățișa, dar zice, ea al meu are mâini și cred că sunt 10 ani de când nu m-am îmbrățișat. Da. Cred că atunci a fost cea mai mare împlinire în sufletul dumneavoastră, când ați fost acceptată de o femeie atât de bună și mai mult și de părinții ei și v-ați căsătorit, da. Iar împlinirea aceasta a continuat și continuă. Vreau să vă întreb dacă după ce v-ați căsătorit, nu v-a spus niciodată că a avut măcar 10 minute reținere sau îndoiala că poate nu este bună alegerea pe care a făcut-o? Nu, niciodată. Ba mai mult o zis, dar unde ai stat atâta? De ce n-ai venit mai devreme? Wow. Eu aveam 30 de ani deja, ea avea 26 jumate. Dar niciodată. Pot să spun înaintea lui Dumnezeu că absolut niciodată și mai mult de atât. Niciodată femeia asta n-a zis nu mai pot. Niciodată. Și dacă vă spun, o spun înaintea tuturor, am spus-o și în biserici, niciodată ea n-a țipat la mine. Niciodată n-a ridicat tonul la mine. Copiii noștri n-au auzit în casa noastră niciodată pe mama să țipe, să urle, să... Niciodată. A pus Dumnezeu, a îngrămădit Dumnezeu în ființa asta toate calitățile din lume. Toate, da. E specială, să știți. Chiar m-a întrebat cineva, măi, zice, dar soția ta conduce? Mă zic, soția mea e șoferiță de tir. Cum adică de tir? Păi ea conduce 80 de mii de kilometri pe an, e puțin când facem. Deci călătorim foarte mult, în foarte multe locuri, suntem chemați în foarte multe biserici, peste tot, și călătorim foarte mult. Și ea conduce. Și după 10 ore, îl făceam Timișoara-Ucraina odată, într-o tură. Timișoara-Bistrița, Suceava, nici nu... După 10 ore de condus, ajungea acasă și începea masă, casă, spală, cald. Mă uitam la ea, o mână de carne, că când ne-am căsătorit avea 47 de kilograme. Chiar ziceau, te-ai gândit să te căsătorești cu un om fără mâini la 47 de kilograme, dacă suflă vântul tare, te ia pe sus, zice. Și te-ai mai gândit să te căsătorești cu un om fără mâini, să îngrijești de el. Și ea totdeauna spune, da, Dumnezeu alege lucrurile slabe și lucrurile mici, să le facă de rușine pe cele mari. Așa este, mi-a plăcut foarte mult când ați spus că acum soția mea, mâinile mele sunt soția mea acum. Da, da. Și îmi place să mai spun ceva, ne-a dat Dumnezeu 3 copilași, o fetiță de 19 ani, un băiat de 14 și încă unul de 12. Să vă trăiască. Și dacă îi adun pe toți, îs practic 4, ori 2, 8 mâini. Ca în Vechiul Testament. Știi, în Vechiul Testament, când cineva ți-a luat ceva, trebuia să-ți dea înapoi împătrit. Adică de 4 ori trebuia să-ți dea. Și m-am gândit că Dumnezeu mi-a luat 2 mâini, dar mi-a dat 8 înapoi. M-a dat, așa este. Da. O mare binecuvântare. Ați spus mai devreme că soția dumneavoastră a stat în canale ajutându-i și tratându-i pe oamenii străzii, renunțând la un loc de muncă destul de bun. Da, nici ea n-a fost înțeleasă. Adică cei din familie, chiar dacă erau oameni credincioși, și din biserică au întrebat-o, de ce faci asta? De ce? La slujba ei care era bine plătită și a zis, de ce faci asta? Uite-te în biserică, stătea fete care... Tu de ce faci asta? Și au zis, pur și simplu, nu știu, știu că Dumnezeu mă pregătește pentru ceva. Eu așa îmi place să spun că Dumnezeu avea în viitor să vadă că ea urma să fie soția unui om fără mâini și pentru asta îți trebuie calificare, clar. Pregătită. Nu poți altfel.
Așa este. Asta nu sunt lucruri care le face așa o zi, două și chiar o întrebau în multe biserici, surorile în special, femeile, o întrebau pe soția mea, nu e așa că ți-e greu, mamă, zice, nu e așa? Uite, noi avem un copil și abia așteptăm să crească, să se îmbrace singur, să mănânce singur. Dar nu e așa că ți-e greu să stai cu un om, să-l îmbraci toată ziua, să-l speli toată ziua, să-l bărberezi, nu e așa că ți-e greu. Și el zice, nu mi-e greu că îl iubesc. Aici e secretul. Când iubești, nimic nu e greu. Și putem pune asta și în dreptul relației noastre cu Dumnezeu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, nimic nu e greu pentru el. Nimic. Niciodată nu mi-a fost greu. Ce lecție de viață ne dă soția dumneavoastră? Da. Da, e specială. Da. De foarte multe ori ați spus că soția dumneavoastră este cea mai bună femeie din lume și cineva a îndrăsnit să vă contrazică. Da. Asta înseamnă că... Da, uite că mai sunt și... E de bine. Da, mi-a zis cineva, să zice, frate, ce că ai greșit. Zic, da, unde am greșit? Că ai zis că soția ta e cea mai bună, ce vreau să spun că a mea e cea mai bună. Și am zis, în sfârșit, slavă Domnului că sunt astfel de oameni, că ne uităm în jurul nostru și vedem astăzi în familie mari, foarte mari probleme. Așa este. Dar astăzi diavolul lovește cel mai mult în familie. În familie. Dacă ar spune tot mai mulți bărbați asta, ar fi un semn bun că familiile sunt fericite. Da, da. E dureros că sunt oameni cu două mâini care pur și simplu se comportă ca și cum n-ar avea mâini. Ca și cum n-ar avea mâini. Da. Chiar o zis o femeie într-o biserică, i-a spus la soția mea, zice, să știi că te invidiez, zice, soțul tău n-are mâini, dar... Nu te poate îmbrățișa, dar zice, e al meu, are mâini și cred că sunt 10 ani de când nu m-am îmbrățișat. Să trăiești cu trauma asta, că soțul tău are două mâini și practic nu te-a îmbrățișat de ani de zile, nu ți-a dus un buchet de flori, nu știu să aprecieze munca ta, nu știu să... E... Trist. Da, trist. E foarte trist. V-ați întemeiat o familie frumoasă, aveți 3 copii, iar fata dumneavoastră de curând a apărut într-un articol în care se scria despre ea că a luat bacalaureatul cu 10 pe linie. Da. Cum vă face să vă simțiți? Da. Sunteți mândru de ea? Deci pot să spun că e specială fata asta. Nu, și nu că e a noastră, dar poate și prin faptul că au crescut într-o astfel de casă, așa, cu un tată așa. Da, niciodată soția mea nu i-a arătat la lecții. De când era mică, nu știu să îndemn, să o împingă de la spate, hai, învață sau nu. Ea a fost foarte... conștiincioasă. Și ne-am bucurat că a reușit să ia 10 și a fost acceptată la o facultate în America. Și va pleca în America. Și va pleca, da, pentru că ăsta e visul ei și dacă ea e fericită acolo, o să fim și noi aici. O să fiți și dumneavoastră. Da, pentru că asta e important. Ea, ne bucurăm de ea. E specială. Țin minte că era ea micuță și am întrebat-o odată, mă duceam și o luam de la școală și o mai luam așa și eram în tricou și se uitau copiii că vedeau că... Eu am vrut să văd ce zice ea și am întrebat-o, ce zic copiii când eu vin să te iau pe tine de la școală? Nu te tachinează, nu-ți spun că uite, tatăl tău n-are mâini și așa. Și am rămas așa, nu știu că era clasa 3-a sau 4-a. Și a zis către mine, tata, să stai liniștit, că îți stă foarte bine așa. Wow, ce cuvinte frumoase! Yeah. Zice, ești chiar frumos, zice, să nu-ți faci griji. Lasă-i să zică ce vor. Și am zis, da, e specială fata asta. Așa este, chiar am declarat în același articol despre care vorbeam, următoarele cuvinte, nu aveam impresia că ceva este în neregulă cu tata, tot timpul l-am văzut ca pe o persoană perfect normală. Da. Da. Mai ales că seamănă cu mine și asta mă bucură. Nu, glumesc. Când au fost mai mici, ați avut discuții pe tema aceasta cu ei? Le-ați spus, le-ați povestit despre întâmplarea pe care ați avut-o? Da, normal. Și ei fiind cu noi în biserici unde mergeam, totdeauna auzeau povestea noastră și ba mai mult, ei spuneau la colegii lor, știi că, cu care suntem, știi că tatăl nu are mâini. Dar la un moment dat ăștia mici spuneau, dar știi că tata face foarte multe lucruri. Uite, o ajută pe mama, se duce la cumpărături, scrie cu gura, folosește calculatorul, joacă fotbal. Ei pur și simplu se lăudau cu tata cât poate tatăl lor să facă. Și ceilalți copii care
erau cu părinți, cu părinți normal, se minau, wow, zice, cum? Da, tatăl tău face așa, da. Da, sunteți la un moment dat, la un moment dat am zis la ăsta micu, de fapt la amândoi, la băieți, la soldați, cum îmi place mie să le spun, zic către ei într-o zi, măi, zic, uite, nu vreau să-mi dați voi o mână de la voi. Hai să... La un moment dat ei, când s-au văzut în fața faptului împlinit, așa s-au uitat la mine, ăsta mare, și zice, s-au uitat la frate sau al mic, zice, să-ți dea Asher, că Asher îl cheamă pe mic, să-ți dea Asher, aruncat. Ăsta mic, când s-au văzut în fața faptului, încerca să tragă de mâini, zice, uite, uite că nu merge, el mi-ar fi dat, dar nu poate să o scoată din cot, știi? Ce fost, sigur, deci dădeau una pe altul, să-ți dea celălalt, știi? Da. Le-ați testat... Da, sunt deosebiți. I-ați testat puțin. Sunt deosebiți. Da, seama, pe timpul Ceaușescu, dacă intram într-un restaurant cu cineva și altcineva îmi dădea să mănânc, nimeni nu mai mânca din restaurant, toată lumea era cu ochii pe mine. Suica, da. Da, a fost groaznic să trăiești timpurile alea. Este adevărat că pictați? Da, așa, amator, așa, puțin. Pur și simplu am vrut să merg la școală. După ce am rămas fără mâini, am vrut să mă duc la școală și am fost refuzat. Pe timpul Ceaușescu a spus că pe nu are rost, că oricum nu... De ce să mai faci școală, că tu nu ai niciun viitor și plus de asta nu poți să scrii. Adică... Și în momentul ăla am luat pixul în gură și am început să scriu. Și pot să spun că în maxim o săptămână am scris ca și cum scriu cu mâna. Și m-am dus la școală și am spus, uite, eu vreau să fac școală pentru că pot să scriu. Și ei a zis, cum adică pot să scriu? Uite, pot să scriu. Și am scris după dictarea de la tablă. Wow, wow, wow. Da, și asta mi-a plăcut. Apoi mai făceam desene așa de amatori. Și... Dar nu pot să spun că sunt, m-am axat pe asta, pentru că mie mi-a plăcut mai mult ca asta să pot să vorbesc cu oamenilor, să pot să-i ajut pe oamenii care trec prin, nu pot să zic prin asemenea, ca mine, asemenea situații, că poate mult mai mici, dar pe care ei le văd mult mai... Le văd mari, da. Și m-am axat mai mult pe asta, am fost foarte mult plecat. Într-un singur an, cred că am ajuns în peste 150 de biserici în toată lumea și atunci în școli, peste tot și asta, pe asta m-am focusat mai mult. Da. Îmi dau seama din ce mi-ați povestit că de când vi s-a întâmplat accidentul și până să o cunoașteți, cred că pe soția dumneavoastră, ați fost destul de marginalizat, compătimit, cumva nu vi se mai dădea nicio șansă de a avea o viață împlinită. Trăim și în România și asta ne ocupă tot timpul. Exact. Da. Și iată cum lucrurile au luat o întorsătură atât de frumoasă. Da, da. Pentru că nu m-am dat bătut și asta e... Cred că asta e cel mai mare handicap pe care mulți l-au. De la primul obstacol la pământ, se dau bătut. Eu nu m-am dat bătut. O zis că nu pot să fac școală. Ok, uite, o să scriu cu gura și o să vedeți că pot să fac școală. Au fost atât de multe lucruri pe care cei din jurul meu... Eu mă gândesc acum, dacă aș fi trăit într-o țară vestică. Da. De exemplu, am jucat foarte bine, încă de adolescent, am jucat foarte bine fotbal. Mi-a plăcut să joc și jucam 4 ore, 5 ore, 6 ore pe zi. M-am gândit dacă aș fi trăit într-o astfel altă țară, pur și simplu viața mea. Eu am o prietenă foarte bună din Suedia, care e la fel fără mâini născută. Ea e foarte cunoscută în toată lumea. Și am fost în Suedia cu ea împreună la câteva concerte, am făcut concerte împreună. Ea cântă, că are 5 ani de conservator, cântă foarte bine. Eu am vorbit ca și vorbitor motivațional și ea a cântat. Și ea atât mi-a spus, zice, diferența între noi doi e una singură. Eu m-am născut în Suedia și tu în România. Așa. Și pentru mine a fost foarte greu. N-am putut intra într-un restaurant. Dați seama, pe timpul Ceaușescu, dacă intram într-un restaurant cu cineva și altcineva îmi dădea să mănânc, nimeni nu mai mânca din restaurant, toată lumea era cu ochii pe mine. Suica, da. Da, a fost groaznic să trăiești timpurile alea. Da. Astăzi e altceva. Copiii noștri sunt mai educați, sunt învățați să privească spre oamenii cu handicap altfel. Deși nu pot să spun că e o mare schimbare, că
în multe biserici, eu merg foarte mult la întâlniri pentru oameni cu handicap și așa, și îmi spuneau mamele care au copii în cărucioș, așa, zice, tu poți să fii o voce a noastră, că noi nu venim cu copiii ăștia la biserică și pur și simplu păstorul i-a spus, nu mai veni cu el că ne strici atmosfera. Nu? O, și nu e o mare schimbare nici în biserici. Din păcate. Vis-a-vis față de cum văd oamenii astfel de oameni. Da. E greu. Și am spus-o în multe locuri, oamenii aceștia au nevoie de iubire mai mult ca de orice. Poate noi credem că un om care e în cărucior vrea neapărat acum să meargă. Da, vrea. Vrea. Nu e un secret că vrea. Dar el are nevoie de iubire, de iubirea celorlalți. De acceptare. Exact, exact. Cu siguranță da. Sunt oameni care au trecut prin aceeași poveste, adică prin accidente. Poate și-au pierdut nu două mâini, o mână, nu două picioare, un picior, dar nu reușesc să se ridice. Se simt blocați acolo, sunt jos, din punct de vedere moral, din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere psihic. Am întâlnit mulți oameni. Ați întâlnit. Ce le-ați transmite, dacă ne urmăresc în acest moment? Am auzit un slogan și mi-a plăcut foarte mult. Fără mâini, fără griji. Adică ar putea să pună sloganul ăsta în dreptul vieților. Nu știu ce aș putea să le transmit decât atât. Singurul care face schimbarea în om e Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Altfel, nu o face nimeni. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, nu te va dărâma nimic. Prin orice ar trebui să treci, prin orice ar fi să treci, dacă Duhul lui Dumnezeu e în tine, nu te va dărâma nimic. Asta te va ridica, asta îți va da putere. M-am gândit, văd astăzi și aici, prin București, am văzut un cărucior stă la cort, cerșește altul. M-am gândit, ce aș fi fost eu fără Dumnezeu astăzi? Ce aș fi fost fără Dumnezeu? Cine poate ridica dintr-o astfel de stare? Dintr-o astfel de stare nu poate ridica niciun om. Unul singur, Duhul lui Dumnezeu. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine, ești un om care nu te poate dărâma nimic. Ba mai mult, ești un om care poți tu să ridici pe alții. Și aici e frumusețea. Am un prieten care era așa de dărâmat, așa de... Nu mai știa, el era totdeauna, când mă întâlneam cu el, tot timpul el era în depresie. Era în depresie. Și la un moment dat eram cu el cu mașina, el conducea, eram cu soția mea, era în spate și la un moment dat am zis, eram undeva în Spania, țin minte, era un deșert așa acolo și am spus, oprește mașina aici. El s-a speriat. Cum? Zic, oprește mașina aici. Că nu el atâta vorbea despre depresia lui, încât am zis, oprește mașina aici. Păi zice el, de ce? Zic, dă mâinile tale și lasă-mă aici în deșertul ăsta. Wow. Pur și simplu s-a trezit. Adică nu vedem decât totdeauna ce e negru, totdeauna partea goală a paharului. Zic, uite-te la viața ta, e sănătos, ai două mâini, două picioare. Eu dacă aș avea două mâini ca tine, aș rămâne aici în deșert și aș veni pe jos până acasă. Da? Adică poți să faci, vezi lucrurile care ți le-a dat Dumnezeu, care poți să faci. Și am spus și în emisiune la Ramona când am fost, diavolul de multe ori ne-a luat privirea nouă, oamenilor de la ce avem, ne-a îndreptat ochii spre ce nu avem și atunci nu ne mai putem bucura de ce avem. E simplu. Totdeauna un om care se uită la ce nu are, nu se poate bucura nici de cum. Nu se poate bucura de familie, nu se poate bucura de soție, nu se poate bucura de copii, nu se poate bucura de ce are. Pentru că privește totdeauna la ce nu are. Eu am fost învățat, pot să spun așa, de Duhul Dumnezeu să mă uit la ce am. Nu m-am uitat niciodată la ce nu am. Ok, nu am, nu am. Nu asta e problema. Mă uit la ce am. Și când te uiți la ce ai, vezi ce bogat ești. Da? Cum îmi place să le spun la toți prietenii mei. Ești foarte bogat. Zice, cum ești bogat? Ești bogat. Uite, azimiața te-ai îmbrăcat singur. Wow, parcă i s-au deschis ochii. Așa este. Azimiața ai mâncat singur. Ești și mai bogat. Da? Îți dai seama că ești bogat prin lucrurile care le ai, nu prin care nu le ai. Sunteți fericit așa cum sunteți? Da, sunt foarte fericit și nu o spun de pe buze. Nu e o chestie așa formală, sunt foarte fericit. M-a întrebat cineva dacă aș da viața asta pe alta, nu, n-aș da-o. N-aș da-o. În primul rând, sunt mântuit, Dumnezeu mi-a iertat păcatele, sunt fericit cu familia care mi-a dat-o Dumnezeu, sunt împlinit. Nu pot să spun că îmi lipsește ceva. Da. Am toate nevoile asigurate.
sunt fericit. Chiar dacă trăiesc, vedeți, aici e paradoxul. A fost o știre cu ceva ani în urmă, la noi pe știri, cum că unul din cei mai bogați oameni din țara asta, nu-i spun numele, s-a spânzurat. Și toată televiziunea voiau că s-a spânzurat, așa, nu spun cine. Știrea suna așa, omul ăsta avea în contul lui 135 de milioane de dolari. Exact așa era știrea. Un om cu 135 de milioane de dolari în cont s-a spânzurat. Și a venit întrebarea. Adică un om cu 135 de milioane de dolari în cont să spânzură, iar un om fără mâini poate să spună înaintea tuturor, da, sunt fericit. Cine face asta? Fericirea nu o dă nici banii, fericirea nu o dă nici poziția, fericirea nu o dă nici clasa socială, fericirea o dă unul singur, Duhul lui Dumnezeu. Când ai Duhul lui Dumnezeu în tine, ești un om fericit prin orice trebuie să treci. Mulți care mă văd pe mine zic, măi, când am auzit că ne întâlnim cu un om fără mâini, ne-am gândit că ești amărât, așa ești. Dar tu, dar tu nu par deloc. Zic, nu că nu par, eu nu sunt amărât. Că poți să te ascunzi o zi, poți să te ascunzi două, poți să te ascunzi zece, dar nu poți să te ascunzi o viață. Adică așa este. Nu poți să joci fals, teatru, corect. Nu poți să... Se vede asta, exact, pe dumneavoastră. Vede, transmiteți credință, transmiteți... Transmite mult pozitivism. Transmite ce am. Și dacă Duhul Dumnezeu în mine asta spune, poți fi un om fericit în familia ta, în casa ta. Se poate în casa ta, eu spun în multe biserici. N-ai vrea ca în casa ta să nu se audă decât cântările lui Dumnezeu, laudele lui Dumnezeu, să nu se audă. Copiii mei nu știu ce aia ceartă. Copiii mei, pot să spun că sunt cei mai fericiți copii, pentru că n-au auzit o ceartă între mama și tata. Să trăiești într-o astfel de casă? Wow! Ați vorbit atât de frumos despre soția dumneavoastră, dar ea la rândul ei a declarat ceva foarte frumos și mi-a plăcut atât de mult și a spus așa, nu trebuie neapărat să ai mâini, fiindcă partea interioară compensează lipsa lor. Paradoxal, mă simt îmbrățișată și mângâiată de el, îi simt căldura sufletului care dă peste și mă cuprinde și pe mine. Sunt foarte fericită, sunt răsfățată cu un astfel de soț. Da. Ce să zic, a fost... Da, au fost momente în viața mea când m-am gândit, ok, eu nu o să pot să îmbrățișez pe femeia asta niciodată. Nu o să pot să o țin de mână niciodată. N-a fost ușor. Dar așa cât am putut, cât a ținut de mine, am făcut tot ca ea să se simte iubită și să știe că e iubită. Și de asta am spus că e mai bine așa decât... Așa oameni care pot să facă lucrurile astea, pot să îmbrățișeze soția, pot să, și nu o fac. Și nu le fac. Da. Sunt sigură că simte din plin dragostea pe care o oferiți. Da. Am văzut-o înainte să intrăm în platou. Este aici, vă așteaptă, este cu zâmbetul, da, pe buze mereu. Totdeauna, da. Transmite o energie atât de bună. Totdeauna. Îmi place, da, atât de mult despre dumneavoastră. Da, da, da. Mi-am pregătit multe întrebări aici, dar ați răspuns atât de bine încât întrebările mele, da, unele nu și mai aveau rostul. Vă mulțumesc din suflet că ați ajuns și la această emisiune. Da, și eu mulțumesc că m-ați invitat și sper să fi fost așa o mângâiere, o bucurie pentru unii care poate n-au răspunsuri la întrebări. Da, știu la întrebări. Că sunt mulți astăzi care n-au răspuns, mai ales în privința asta, în privința suferinței. Oamenii se întreabă de foarte multe ori de ce trebuie să suferi. Și când te uiți la urmă, la finalul drumului, îți dai seama că Dumnezeu într-adevăr nu greșește. Da. Asta îmi doresc foarte mult ca prin dumneavoastră și prin invitații mei, prin toți invitații mei, să-i putem ajuta pe cei care au astfel de întrebări și frământări. Da. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă pace și de acum în continuare și multă sănătate, mulțumesc, alături de familia dumneavoastră frumoasă. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Nu trebuie neapărat să ai mâini, fiindcă partea interioară compensează lipsa lor. Am vrut neapărat să încheiem emisiunea cu aceste minunate cuvinte asupra cărora vă invit să reflectați. Cred că cel mai de preț lucru pe care un om îl poate avea este un suflet liniștit și mulțumitor și, desigur, sănătatea. Sergiu Nichescu nu are mâini,
dar îl are pe Dumnezeu și implicit un suflet împlinit și liniștit, ceea ce vă doresc și vouă, dragii mei. Vă mulțumesc că și de această dată ați stat alături de noi. Sunt Antonia Fudulu și vreau să vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi urmărite atât pe Facebook sau YouTube, cât și pe site-ul nostru a7tv.ro. Până data viitoare, vă doresc zile fără griji! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.